Bun venit tuturor la Lumină din Cuvânt! Mă bucur că ați ales să fiți împreună cu noi cu această ocazie când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vom aborda un nou subiect intitulat Înfruntând ispita. Ceea ce vom discuta în cadrul acestui subiect este despre ce aduce încercarea în viața omului. Cum îți poți dezvolta răbdarea și de unde vine ispita? Iacov, capitolul 1, versetul 12, spune Ferice de omul care raptă ispita, pentru că după ce este încercat, va primi cu una vieții pe care a promis-o Domnul celor care îl iubesc. Vorbiți și acționați în armonie cu rugăciunile voastre. Va face o diferență infinită în ce vă privește dacă încercarea va dovedi credința voastră ca fiind autentică sau dacă va dovedi că rugăcinile voastre sunt doar o formă. Descrieți secretul privitor la modul în care poate fi împlinit în noi Iacov 1 cu 2. Mai întâi, Iacob ni se spune că noi trebuie să primim cu o mare bucurie momentul când trecem prin încercări. Și cum este posibil cu acesta? Doar dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Domnul Isus a venit să facă o lucrare în favoarea noastră și el a făcut-o cu bucurie. Chiar dacă a fost obișnuit cu suferința, om al durerilor, chiar dacă a trecut și prin agonie, viața lui a fost o viață de slujire bucuroasă. Și noi trebuie să avem această bucurie în slujire. Este o carte în trei volume, Secretul Mulțumirii. Deci noi ar trebui să învățăm că atunci când suntem nemulțumiți, când murmurăm, când ne plângem, de fapt noi slujim lui, vră, lui Satan, vrășmașului nostru. Pentru că el nu este fericit să vadă pe oamenii bucuroși, nu este mulțumită. Și o roadă a Duhului Sfânt este bucuria, mulțumirea și pacea. Dacă vrem să împlinim acest lucru, o slujire, trebuie să fie făcută doar cu bucurie. Și bucuria Domnului este tăria noastră, dar rămâne să scriem noi această parte a Scripturii, vrem sau nu vrem. Spunea cineva că Crucea care este târâtă după noi nu ajută la mântuire. Crucea care trebuie purtată în fiecare zi, care ajută la mântuire, este cea care este ridicată pe umăr și purtată cu bucurie. Și încercările sunt mult mai ușoare atunci când le întâmpin cu bucurie, cu încredere. Dacă le întâmpin în alt spirit, sunt ca și drobul de sare. Mereu, mereu acolo și mereu cu nemulțumire. Dar tu poți face ceva, să te schimbi, să schimbi poziția față de problemele, provocările care sunt și poziția aceasta lângă Domnul Isus, care a fost totdeauna într-o slujire bucuroasă. El a venit pe pământul acesta, n-a fost aruncat, Satan a fost aruncat, dar Domnul Isus a venit. Și noi trebuie să facem nu pentru că. Eu știu o datorie, că ni s-a încredințat, că ne-a fost, eu știu, pusă în cârcă, în sarcină, crucea aceasta, slujirea aceasta. Nu. Noi trebuie să facem din bucurie. Și aș sublinea un rând aici. Însă Dumnezeu dorește ca mintea să nu ia un nivel scăzut, ci să ne ridicăm. Și în această bucurie, în această slujire, să putem să ajungem să facem lucruri mari, frumoase pentru Dumnezeu. Vorbeam în studiul anterior despre tendința omului de a se plânge și de a -și scoate în evidență și de a spune celorlalți toate nereușitele. Și aș dori să citesc câteva rânduri privitoare tot la acest punct. Toate încercările care sunt primite ca educatori vor produce bucurie. Întreaga viață spirituală va fi înălțătoare, înnobilatoare, parfumată cu cuvinte și fapte bune. Prăjmașul este cu totul mulțumit ca sufletele să fie deprimate, abătute, tâ tânguindu-se tânguindu și văitându-se. El vrea ca tocmai astfel de impresii să creeze cu privire la rezultatul credinței noastre. Satana se simte mulțumit să ne vadă nefericit și de asemenea să semănăm în mințile ascultătorilor noștri toate aceste semințe de nemulțumire și întristare. Pentru că prin aceste lucruri el știe că noi răspândim o influență negativă despre credința și despre adevărul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Când ați amintit cuvântul parfum, m-am gândit că uneori de primăvară până toamna, mergând pe o stradă, pe aici, pe acolo, uneori întorc capul și zic, de unde vine? Dar lucrul acesta se întâmplă nu când nu este nicio adiere, din potrivă când bate vântul. Și în cântarea cântărilor avem un verset. Ridică-te, scoală-te, crivățule, și suflă peste grădina mea ca să-ți răspândească mirosurile. Deci atunci se vede valoarea, se vede mireasma unei vieții când sunt încercări, când sunt provocări. Și noi trebuie să transmitem un parfum, o mireasmă de viață spre viață. De ce permite Dumnezeu ca încercările să vină asupra noastră? Ce ele... lucrează ele în viața omului? Ele sunt lucrătorii lui Dumnezeu. Ele lucrează în noi, ce lucrează. O trăsătură care este atât de necesară în Apocalipsa 14, cu 12 este amintită, înainte de porunci, înainte de credință, răbdare. Și răbdarea sfinților, la răbdarea aceasta nu poți ajunge să fii scutit de încercări, să fii scutit de. Cuptor. În Maliac vine solul legământului și spune că stă și uh, albește, curățește și topește argintul până ce se le murește, până când dispare zgura, până când ajunge curată, valorosă. Și răbdarea uh, este atât de valoroasă încât. Uh, dacă ai pierdut răbdarea, ai pierdut totul. Dacă n-ai pierdut răbdarea, n-ai pierdut nimic. Și nici o biruință, nici un lucru valoros nu-l poți obține fără răbdare. Avem nevoie de răbdare. Și o spune Domnul în Evanghelie: Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Cum se poate obține răbdarea? O persoană, un membru într-o biserică era mereu supărat și l-a chemat pe predicator acasă și să facă o rugăciune ca Domnul să-i dea răbdarea. Și predicatorul când s-a rugat, ce Doamne, dă încercări. S-a terminat rugăciunea și persoana noastră foarte supărată pe predicator. dar eu am zis ca tu să soliciți Domnului să-mi dea răbdare, nu încercări. Ce sora, da, Biblia așa spune. Era vorba de o sora. Ce? Răbdarea își face lucrarea în încercare. Noi trebuie să știm că încercările ne facă și uh, mereu vom avea încercări. Dacă încercarea nu este biruită, uh, ne va face slabi. Vine o altă încercare, ne va face mai slabi. Dar încercările biruite ne va face puternice și... Avem încercării mereu, vom avea, deci poate în fiecare zi, dar vom avea și încercării uh, finale, încercării care vor crește în intensitate. De aceea este bine să trecem cu bine peste toate încercările ca să ne facă puternici pentru încercarea finală. Pentru că nu putem spune, a, deci m-am înfiorat puțin așa, deși acum asta o trec cu bine. Totul este prin deprindere conflictul acesta este necontenită și în conflictul acesta noi trebuie să uh, știm că doar în veghere, în rugăciune, în biruința stă biruința finală, în biruința de zi, cu zi Tot în studii anterioare am vorbit despre scara lui Petru și este amintit acolo în scara lui Petru că cu credința voastră să împreunați fapta. Nu merg separate, ele trebuie îmbinate. Cu credința, fapta. Cu fapta, cunoștința. Cu cunoștința, înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea. Putem observa faptul că răbdarea este o treaptă esențială în această suită de virtuți creștine de care omul are nevoie pentru a putea ajunge la cer. Răbdarea, așa cum ați amintit, poate fi obținută prin suferință. Și cred că pentru fiecare virtute este un mijloc pe, prin care o poți obține. Ce facem acum cu răbdarea, la ce este ea bună? Cu ce ne ajută pe noi în viața de zi cu zi? Ne ajută să ne formăm un caracter în care, deci prima trăsătură care conduce spre desăvârșire este autocontrolul. Și dacă trecem cu bine, dacă ne formăm lucrul acesta, atunci este bine. Vom câștiga sufletele noastre, că altfel noi ne pierdem. Și o spune și în proverbe, cine este stăpân pe sine este mai valoros decât cel care cucerește cetăție. Putem cuceri multe în lumea aceasta, putem face multe, dar să ne pierdem răbdarea și să ne pierdem, uneori și-au pierdut și viața, și-au pierdut și libertatea, și-au pierdut și, eu știu, proprietățile prin lipsa de răbdare. Noi trebuie să avem răbdare înțelegând un lucru pe care trebuie să-l repetăm mereu și mereu și spun mereu lucrul acesta. Dumnezeu este prea bun și prea înțelept ca să greșească sau să ne dorească ceva care nu este spre binele nostru. Și atunci, dacă nu vin lucrurile din partea Domnului așa cum le așteptăm, noi putem să fim liniștiți. Putem să spunem, nu voia mea, ci voia ta, să se împlinească. Domnul Isus a trecut pe drumul acesta și el la fel a zis, nu voia mea, ci voia ta să se împlinească. Și nu era încercarea ușoară, dar lucrarea a fost făcută de săvârșită tocmai când a băut paharul acesta până la fundă. De deci ce este nevoie de răbdare? Că noi nu vom cunoaște, nu vom simți dulceața binecuvântării Lui Dumnezeu până nu vom Bea, vom sorbi până la fundă. Paharul încercărilor nu se găsește la vârful paharului, la jumătatea paharului, ci doar la fundă. Dar băutura este amară și dacă bem primul pahar, este bine pentru noi. Că Domnul caută desăvârșirea noastră, caută salvarea, câștigarea sufletelor noastre. Și dacă refuzăm în neliniștea, în nerăbdarea noastră primul pahar, Domnul ne-l dă al doilea, cu o doză mai mare de amărăciune. Și al treilea. Și dacă chiar nu vrem să-l bem, Domnul ne lasă în pace. Dar cu boala noastră, cu Pierderea noastră veșnică. Deci e nevoie, și cu cât facem lucrul acesta mai curând, cu atât mai bine. Adică să nu ne împotrivim, să nu amânăm încercarea, ci să trecem cu bine de ea. Pentru aceasta, noi nu trebuie să fim oamenii circunstanțelor, oamenii împrejurărilor. Trebuie să facem lucrul acesta, să avem credință și răbdare din principiu. Nu, dacă e convenabil. Convenabil sau nu convenabil, deci noi trebuie să avem această atitudine de a ne autocontrola și a fi răbdătoare. Pentru că numai atunci vom putea avea parte de făgăduințele lui Dumnezeu, care sunt oferite doar celor care rabdă până la sfârșit. Fii credincios până la sfârșit și îți voi da cununa vieții cum și de ce ne arată Iacov o imagine mai largă decât doar pentru perspectiva temporară a puterii și prosperității din această lume. Da, deci noi nu trebuie să cântărim doar lucrurile care se văd și omul de afară se uită la ceea ce se vede. Omul din lăuntru se uită la ceea ce nu se vede. Și în jurul nostru sunt multe care au menirea cumva să ne descurajeze, să ne plângem. Așa a fost o familie de misionari și au petrecut ani sau chiar zeci de ani în Africa, condiții vitrege și într-un târziu s-au întors, erau în America, dar cu uh, era mai în timpuri, mai în apropie, apropierea noastră, când se folosea deja avionul, la aeroport au călătorit și alți demnitari și aceștia au fost așteptați cu onoruri și, și ei dezamăgiți că pe ei nu i-a așteptat nimeni. Dar cineva a venit și le-a șoptit: Ce voi n-ați ajuns încă acasă? Deși ei au ajuns acasă în țara lor și eu știu la serviciul lor, dar noi încă n-am ajuns acasă și. Când știm lucrul acesta, vom fi îndemnați la răbdare. Noi suntem mai mult decât un statut, un demnitar, un ambasador al unei țări. Suntem ambasadorii împărăției cerului. Suntem fi și fiice ale regelui cerescă. Și acest lucru trebuie să ne facă să ne purtăm cu noblețe, cu bună cuvință. Și dacă Domnul găsește să ne învețe aceste maniere prin cuptorul încercărilor, este bine să ne supunem. Noi nu trebuie să privim la ceea ce veștejește, la coroană, la cununa care veștejește. Și atunci nu trebuie să privim cu jindă la bogată, la cel care are de toate, cu sau fără principii. Deci unii își mai respectă principii, alții calcă peste principii și peste oameni și ajung cu influență. Dar nu trebuie să-i să invidiem poate că ar trebui compătimiți, că ei și-au pus încrederea doar pentru ceva care este atât de trecător, și bogăția și viața, pe când noi ar trebui să privim altfel. Suntem fi de Dumnezeu, suntem fi ai Împăratului Cerescă și celelalte sunt trecătoare. Spunea cineva într-o predică, ce este omul? Un sac de viermi. Irod, la un moment dat, când a fost înălțat cel mai mult, că a fost chiar o ofensă atât de mare înaintea lui Dumnezeu, că a intervenit pe loc, glas de Dumnezeu și nu de om, pe loc l-a lovit Dumnezeu cu moartea și a început să-l bănânce viermii. Deci, noi nu trebuie să privim doar până la mormântă. Trebuie să știm că Domnul are păstrate pentru cei credincioși făgăduințe, are Păstrată o comoară care nu este trecătoare. Și Avram, spre această comoară, a, a avut îndreptată atenția și a câștigat-o, a primit-o. Încă de la începutul cărții lui Iacov, ne este uh, transmis acest gând că, dacă vreunui îi lipsește înțelepciunea, să ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Și am descoperit faptul că înțelepciunea lui Dumnezeu nu este una limitată. Înțelepciunea lui Dumnezeu poate fi transpusă în viața noastră în funcție de cât permitem lui Dumnezeu ca să lucreze El în noi. Pentru că înțelepciunea omenească este una limitată la capacități, limitată la timp, la condiții, la talentele pe care fiecare și le-a pus în lucru și așa mai departe. dar Înțelepciunea de la Dumnezeu nu poate fi mărginită de vreun, de vreun lucru, vreun limitator pământesc. Și cu toate acestea, adesea suntem în pericolul de a cere înțelepciune de la Dumnezeu ca să o concentrăm pe a obține diverse lucruri trecătoare limitate de, de timpul nostru și ne este atrasă atenția la acest lucru și anume pentru lucrurile care pierd, cu întrebuințarea lor, ei sacrifică bogățiile nepieritoare. Dumnezeu este gata să ne dea din înțelepciunea Lui pentru a, a, a o întrebuința și a obține o bogăție veșnică în împărăția Lui Dumnezeu să lucrăm cu ea la transformarea caracterului nostru și să cerem călăuzirea lui Dumnezeu, astfel încât să ne putem bucura de aceste rezultate o veșnicie întreagă. Nu pentru că Dumnezeu este limitat în resurse, dar un cuvânt inspirat spune că bogățiile pământului încă sunt undeva în adâncuri N-au fost exploatate, nu s-a ajuns la ele, că Domnul le are păstrate pentru un pământ mai bun, pentru o cetate unde străzile vor fi de aur străveziu. Și noi trebuie să privim înspre locul acela. Dacă vrem să creștem în înțelepciune, trebuie să creștem în trăirea cuvântului, care este temelia. Și dacă pe pământul acesta caria, molia, rugina, deci își face datoria, deci să știm că. Cuvântul Lui Dumnezeu este viu, este netrecător, este mai uh, trainic decât cerurile și pământul. Și ca să ajungem la înțelepciune, ca să ajungem la acea imagine mai largă, noi trebuie să trăim. Și o imagine este Isaia 58. Dacă trăim, dacă suntem atenți în relație cu cei de lângă noi, dacă suntem atenți, vindecarea noastră va spori, dacă suntem reformatori în ceea ce privește ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, dacă suntem dregători de spărturi, cum spune acolo, dacă vom drege țara, vom ajunge să locuim pe înălțimile țării. Deci, înălțimile acelea nu pot fi auzite, ajunse doar. Nici chiar citind, ci trăind ceea ce citim. Pentru că vorbim de caracter, de răbdare, și caracterul se formează nu atât de mult în bibliotecă, ci în mijlocul încercărilor. Și dacă ceea ce am citit în, în bibliotecă trecem cu bine în cuptorul de foc, atunci poate fi o înțelepciune verificată. Că de fiecare dată, o spun deseori, în biserică, după lecția de clasă, Domnul ne va trece în atelier ca să ne dea ocazia ca noi să ne dovedim credincioși învățătorii sau nu. Și e bine să fim găsiți credincioși. Când înfruntăm ispita, ce trebuie să facem cu rugăciune și de ce? Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu, să fim... Ne se spunea, să lăsăm aluatul fariseilor deoparte, prefăcătoria și să avem o neprihănire nu a noastră, să avem o smerenie, dar nu o smerenie comercială ca să pozăm undeva. Că sunt în smeriți. ci aici ni se pomenește de smerenia minții. Deci, o smerenie, smerenie profundă, o smerenie care nu caută să câștige ceva prin aceasta, că se ajunge la mândria smereniei. Și este un păcat foarte subtil, dar foarte grav. Dar dacă privim la Domnul Isus, vom fi. Salvați și de lucrul acesta. Și cine se teme de Domnul, va scăpa și de una și de alta. Nici să bravăm și să ne vedem viteși în propriile noastre puteri, dar nici să ne compătimim, nici să murmurăm mereu. Și în Roman 12 e un verset care ne îndeamnă la o cântărire echilibrată, să avem păreri potrivite despre noi. Și atunci îl onorăm pe Dumnezeu și vom trece cu bine. Să nu cădem de oboseală, că în timpul încercărilor este pericolul acesta. Să nu ne pierdem inima când suntem mustrați de Domnul. Deci, dacă am pierdut răbdarea, am pierdut inima, am pierdut sufletul nostru și am pierdut atmosfera aceea de lumină și suntem duși în întuneric. Dar răbdarea, credința, dragostea sunt atât de necesare ca noi să putem fi pe urmele Mântuitorului nostru și pe drumul biruitorului. Domnul Isus a biruit ca să biruiască. A pornit în felul acesta și noi trebuie să pornim în felul acesta. Nu plângându-ne, nu compătimindu-ne, nu victimizându-ne, ci încrezându-ne în Harul în puterea, în binecuvântarea lui Dumnezeu. De unde vin încercările și ispitele? Le trimite Dumnezeu peste noi? Nu. Deci nu cred că este ca omul care ne aude pe undeva, deci că predicăm frumos și ce hai să-l încerc să văd dacă se potrivește. Chiar nu de mult auzeam o experiență de felul acesta, când un ateu chiar a auzit pe un predicator care se lăuda foarte mult, că cel mai mare biserici din zonă și că e gata să facă totul pentru Dumnezeu. Și l-a supus la o încercare. Deci, Domnul nu ne supune, El nu vrea să demonstrăm, El vrea să ajungem desăvârșite, El vrea ca să ne bucurăm, El nu, nu poate fi ispitit ca să ne ispitească. Ispitele vin tot din noi, din eul nostru, din dorința noastră de afirmare, de a realiza ceva cu gânduri, nu pentru onoarea lui Dumnezeu, ci pentru noi. Și ispita spune că nu este păcată. Atunci când ne rugăm și nu ne duce, unii vin și spun că traducerea cea mai corectă ar fi și nu ne lăsa în ispita. Nu ne lăsa singuri, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să ne ispitească. Noi suntem ispitiți din cauza poftelor noastre, din cauza dorințelor noastre. Și dacă dorințele noastre se leagă de Domnul, atunci vom trece cu bine și aceste ispite. Pentru că păcatul va pândi, ispita va pândi, dar în Geneza 4 cu 7 ni se spune tu să stăpânești, tu să biruiești. Ispita nu este o scuză pentru păcată și doar uh, păcătosul, cel care nu-l urmează pe Domnul, se scuză ce să faci că satan că așa au încercat și primii noștri părinții, Adam și Eva, s-au scuzat până când de vină era chiar Dumnezeu, pentru că, și știm, istorioara. Când caracterul nostru pătat este atacat de acuzator, cum ne apără Domnul? Domnul ne apără cu o condiție, să nu fugim, că atunci când ne recunoaștem, când stăm înaintea Domnului, El ne apără. L-a apărat și pe Iosua, marele preotă, dar de ce l-a apărat? Era îmbrăcat în haine murdare, dar totuși stătea înaintea Domnului. Noi, atunci când suntem vinovați, când suntem murdarie, avem tendința să fugim de fața Domnului, să zicem că nu ne putem ruga, că Domnul nu mai ascultă rugăciunile noastre. Dar tocmai atunci este momentul când noi să ne rugăm și să venim înaintea Domnului, să deșertăm inimile înaintea Domnului, vărsați inimile ca un râu înaintea Domnului, smeriți-vă adâncă și Domnul ne va ierta. Dacă noi ne vom mărturisi păcatul, cine mărturisește capătă îndurare, cine nu mărturisește, nu primește binecuvântarea e drept. Sfatul este să nu păcătuim. Dar dacă am păcătuit, avem un mijlocitor care mijlocește pentru noi și este gata să ne ierte. Atitudinea noastră trebuie să fie de a ne veni în fire ca și fiul care a fost departe de casă și să ne întoarcem acasă. Tata nu l-a întâmpinat cu reproșuri, l-a întâmpinat cu ceea ce s-a întâmplat și în episodul cu marele preot Iosua. L-a dezbrăcat de zdrențe, de haine murdare și l-a îmbrăcat în haine de sărbătoare. Acest lucru îl va face Domnul cu toți cei care, păcătoși fiind și simțindu-se așa, se întorc la Domnul și care stau înaintea Domnului și nu fug dinaintea Domnului. Ați amintit mai la începutul studiului faptul că aceste ispite, de fapt, sunt plăcerile noastre care adesea ne dau turcoale, noi știind că ele nu sunt bune și nu sunt benefice pentru noi. Și de asemenea, faptul că traducerea corectă a acestei expresii din rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Practic, ar fi nu ne lăsa să cădem în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, pentru că Domnul Isus nu poate fi ispitit să facă rău, să ne ispitească El, ci din potrivă, El poate să permită ispita și necazul și toate acestea ca să ne testeze credința, și ceea ce face El este ca să ne pregătească. Nici locul prin care noi să putem ieși din ispită. Pentru că, toți la fel, găsim scris faptul că nicio ispită nu este mai grea decât noi o putem duce. Deci, Dumnezeu este cel care creează aceste condiții ca noi să putem birui ispita și să nu cădem în ispită. Aici, în întrebare, apare formulată cum putem să. Scăpăm de atacul acuzatorului și nu totdeauna acuzatorul ne atacă că suntem niște păcătoși. Într-o întâlnire nu de mult, am auzit că cineva care participa spunea despre alt participant de că tu ești cel mai sfânt din mijlocul nostru. Eu cred că a fost un mare atac din partea vrăjmașului. Și dacă cel care a primit aceste apelative le-a acceptat și a zis să faci, și n-a zis, ferește-te să faci lucrul acesta, cred că a fost o mare cădere, nu biruința. Deci nimeni să nu creadă că este sfântă. Nimeni să nu accepte cumva, deci, sfinții nu sunt în viață. Și mie nu-mi place nici chiar formularea. Deci când vorbim, când predicăm Sfântul Apostol și numele care îl putem spune, da, eu au avut o viață care a ajuns la sfințire, dar uh, sfințirea aceasta este, unul singur este sfântă. Și dacă ajungem acolo, ajungem fără merite, fără, fără a spune noi, despre noi sau despre cineva lucrul acesta. Doar Domnul trebuie să pună CTC-ul acesta ștampila Sfințit pentru Domnul. Ce apel și asigurare ne face Dumnezeu cu privire la ispită? Domnul a promis că niciodată nu vom fi uh, lăsați singuri în ispita. Chiar dacă pofta noastră este cea care ne duce acolo. Și să nu privim totdeauna ca fiind lucrurile cele mai grave. Dacă în Eden, după ce au fost izgoniți, și atunci le-a dat ocupație, le-a dat ocupație cu trudă, cu sudoare, munca trebuia să fie privită ca. O binecuvântare, nu blestemă. Chiar dacă pământul a fost blestemată, încercările, ispitele, nu trebuie să le privim ca uh, blesteme, ci în mijlocul lor, dacă trecem cu bine, ele pot fi mari binecuvântări. Noi trebuie să avem grijă, să lucrăm în inima noastră ca să lungăm. Și spunea o cântare veche, o cânta și grupa de frați în vârstă în localitatea mea. Pofta și mândria alungă-le din inima mea. Și Ioan vine și spune: pofta ochilor, lăudorșenia vieții și uh, uh, mândria vieții trebuie să le alungăm din viața noastră. Și să ne încredem că Domnul este alături de noi atunci când suntem ispitiți și nu va îngădui. De ce îngăduie Domnul Ispita? Avem un verset în cu 8:2. Domnul a permis și n-au intrat în 40 de zile în țara făgăduinței ci au trebuit să călătorească 40 de ani. Ca să te încerce și să te cunoască. Unii au venit și au zis, versetul acesta nu este tradus corect. Dumnezeu a tot cunoscător, îi cunoștea pe copiii lui Israel. Mai corect este ca noi să ne cunoaștem. Și e drept, în mijlocul ispitei, în mijlocul încercării, nu Domnul trebuie să ne cunoască, El știe ce suntem noi trebuie să ne cunoaștem și se amintea uneori de Petru în momentul alunecării abia atunci s-a cunoscut că înainte nu s-a cunoscut pe sine și căderea alunecarea i-a fost binecuvântare că a venit în momentul acela și n-a venit mai târziu că ne putem ridica putem să reluăm lupta și putem să ajungem biruitoare deci domnul promite că ispitis fiind el este cu noi și nu ne va lăsa și putem să fim biruitori asupra ispitei. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pentru a rămâne în Hristos și a fi astfel eliberat din ispite, ce trebuie să alegem întotdeauna? Să alegem să îl slujim pe Domnul. Să nu fim cu inima împărțită, se spunea bine. Să nu încercăm să privim la avantaje, să nu ne punem ținta doar pentru lumea aceasta. Și dacă facem lucrul acesta, vom putea merge până la capăt. De dragul Domnului Iisus, noi putem suporta multă și Pavel a suportat multe, a suportat durere, lovituri de nuiele, a suportat reproșul, a pierdut totul, a fost socotit ca ultimul oameni, apostolii priviți ca ultimii oameni, dar de ce toate acestea? De dragul lui Hristos, ca să-l câștige pe Hristos. Și în final, de fapt, el n-a pierdut nimic, ci a câștigat totul. Deci viața lui n-a fost un eșec, ci a fost o biruință. Că și atunci când mori, poate, nu de bătrânețe, și mulți au avut moarte de martir, ei n-au pierdut -o. Viața lor n a fost un eșec. Au câștigat, au trecut la o dignă și apoi, la timpul potrivit, vor intra în partea lor de moștenire. Vor căpăta cu una cea care nu se veștejește. Și să nu avem niciodată noi încercarea sau drumul de a merge noi singuri în ispită. Să nu ne formăm noi singuri cruce că ispita pe care ne formăm noi, crucea pe care ne formăm noi, acolo suntem lăsați singuri și nu putem duce și nu putem birui. Dar când vine din altă parte, cum spunea Domnul Iisus, când Pilat l-a avertizat, fii atent la vorbele tale că ai dușmanii tăi, ce? Eu nu provoc furtuna, ea va veni. Deci noi să nu provocăm, dacă vine, să fim pregătiți să trecem prin ea. Ce ar trebui să ne motiveze să înaintăm spre victorie în Hristos? Gândul că Domnul Isus a fost biruitoare și că nu ne putem plânge că Domnul n-a făcut suficient ca noi să fim biritori. Și se amintea deja cuvintele lui Pavel: Noi trebuie să spunem și să spunem cu toată ființa noastră: Pot totul în Hristos care mă întărește. Să știm că El ne întărește, să știm că lupta este fără pauze, este până la capăt și e până la moarte. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Chiar dacă este o perioadă. Uh, sau în toate momentele din istorie au fost lupte și au fost greutăți, în ultima perioadă va fi o luptă mai mare, dar făgăduința este pe măsură. Vor sta alături de Domnul Isus care a biruit pe tronul lui, cum și el a biruit și stă alături de Tată pe tronul lui. Și atunci când privim la Domnul, vom fi biruitori. Și ca să avem lucrul acesta, Trebuie să știm că Domnul este mereu alături de noi. Mi-a plăcut un gând citit undeva: Că ce noi, de cele mai multe ori, la biserică, ne rugăm și cântăm că Domnul Dumnezeu este Tatăl nostru și după ce am plecat de acolo, ne comportăm ca niște orfani. Deci, nu, nu avem voie. Deci, să știm că nu suntem orfani. Nu vă voi lăsa orfani când domnul isus a înălțat, ne-a lăsat uh, duhul lui mângăietorul care este cu noi și este cu noi în toate încercările, în toate greutățile și el ne va ajuta să trecem cu bine. Dar să ne supunem procesului de schimbare, de transformare ca să avem un loc acolo în templul lui Dumnezeu. Cel care este pătruns de spiritul Hristos rămâne în Hristos. Lovitura care este îndreptată spre el cade asupra Salvatorului care îl înconjoară cu prezența sa. Orice vine spre el vine de la Hristos. El nu are nevoie să se împotrivească răului pentru că Hristos este apărarea sa. Nimic nu poate să îl atingă decât cu permisiunea Domnului și toate lucrurile care sunt îngăduite lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Adesea nu înțelegem de ce trecem prin diferite... Perioade grele și nu găsim răspuns și ni se întâmplă unele lucruri, unele lucruri în viață la care de asemenea nu avem o justificare. Dar cu încredere că toate lucrurile merg spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, va fi o zi când Dumnezeu ne va explica și ne va revela tot cursul vieții noastre prin câte uh, puncte de cotitură a fost lângă noi și despre care noi nici nu le-am simțit, poate. Mi-a venit în minte uh, cuvintele unei persoane care a fost foarte încercată în timpul unui an când a pierdut soț, a pierdut bunic, a pierdut, poate, înainte de vreme și tată. Și la mormântarea tatălui, la întoarcerea de la cimitire, când urma să plecă, a zis încoșlefuirea și persoana aceasta cumva, deci se depărtase puțin de dragostea față de Dumnezeu. Dar am zis, atâta speranță mi-a dat cuvintele acestea, că n-a zis încă o durere. N-a zis încă o greutate, încă o încercare, ci încă o șlefuire. Deci a recunoscut ceea ce trebuie să recunoaștem noi acum la final de lecție. Că toate încercările sunt lucrătorii, sunt cei care șlefuiesc în viața noastră, în caracterul. Câteva concluzii la final de acest subiect, și anume cum putem dezvolta noi răbdarea necesară în înfruntării ispitelor vieții. Noi nu putem ajunge la răbdare mergând undeva, eu știu, și făcând, făcând niște cursuri și luând o diplomă, ci în școala vieții, în greutățile vieții, când acceptăm drumul pe care ne conduce Domnul și intervențiile Lui Dumnezeu. Și când noi putem să intervenim și nu intervenim în felul nostru și lăsăm pe Domnul să lucreze, atunci cred că răbdarea își face lucrarea de săvârșită. De deci, ce? Să lăsăm pe Domnul să ne conducă viața și să intervină El în felul Lui și la timpul Lui și atunci putem spune că suntem niște oameni răbdători. Ce trebuie să realizezi cu privire la modul în care Dumnezeu răspunde la rugăciune? Domnul este prea bun și prea înțelept să răspundă în timpul nostru. El are timpul lui, uneori imediat, uneori după ore, zile, săptămâni și ani. Și trebuie să avem încredere că Domnul știe sfârșitul de la început și timpul lui este cel mai bun în care să răspundă. Când ca tânără mă rugam pentru pasul căsătoriei, m-am rugat în primul rând pentru persoană, m-am rugat și pentru loc, unde va fi, că aproape știam că voi pleca de acasă, și pentru timpul când se, se întâmple lucrul acesta. Și legat de timp, să știți că analizând, am zis, nu putea fi un moment mai bun pentru mine în care Domnul să fie rezolvat problema aceasta. M-a ajutat să trec mult mai ușor peste o altă durere. Și a fost chiar la timpul potrivit. Cum trebuie să rămân mai deplin în Hristos? Deplină înseamnă în liniște și odihnă în seninătate și încredere. Va fi tăria voastră, va fi mântuirea voastră. Îmi place atât de mult versetul acesta, Isaia 3.0.1.5. Deci în liniște și încredere, în, în seninătate și odihnă. Și atunci rămân în Hristos. În Hristos nu poți rămâne neliniștit, tulburat, frământat. Vă mulțumesc pentru aceste gânduri care le-ați avut pe baza acestui subiect. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi aș dori să vă las un gând de meditație. Cununa vieții este așezată doar pe fruntea biruitorului. Există pentru fiecare o lucrare serioasă, solemnă, pentru Dumnezeu, cât timp durează viața. Cred că dorința fiecăruia dintre noi este la fel ca acelor doi ucenici care au venit la Domnul Isus ca să ceară să fie unul la dreapta și unul la stânga lui. Dar putem observa că această cunună a neprihănirii, această cunună a împărăției veșnice este pusă pe fruntea biruitorului. Ca să ajungi biruitor, înseamnă că trebuie să treci printr-o perioadă în care să lupți. Iar această viață de credință este o luptă între bine și rău, o luptă în care noi dorim ca să fim cu adevărat copiii lui Dumnezeu și nu vrăjmașul să câștige biruință asupra noastră. Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem încrederea în El, să ne dea credință multă după făgăduința Lui și să-L lăsăm pe El ca să lucreze în viața noastră prin încercări, prin toate neajunsurile și problemele vieții, ca să ne contureze un caracter care să ne recomande pentru cer. Și răsplata nu va fi întârziată. El să ne ajute la aceasta.